Cel de-al doilea podcast începe chiar în acest moment, generația lui John, suntem la Observatorul Prahovean și așa cum doresc să vă obișnuiesc, în fiecare podcast prezentăm un alt invitat care face ceva pentru comunitate și care merită să fie ascultat. Altul de bine, astăzi este Mihai Tonsiuc. Mihai, bine venit în emisiune, în podcast. Salut, John, mulțumesc mult pentru invitație. Cred că asta e a treia oară când ne vedem și de fiecare dată e o plăcere să discutăm despre diverse subiecte pe care noi le găsim și sper că și ploieștenii le găsesc interesante. Hai să le explicăm celor care ne și ascultă, dar ne și văd pe Observatorul Prahovean. Noi ne-am mai întâlnit cu alte ocazii pe formatul emisiunii Generația lui John. Da. Și cumva eu te-am văzut pe tine cum crești. La un dat am văzut numele tău, am văzut că partidul promovează un tânăr și zic ok, e un semnal bun sau probabil o fi o strategie de marketing. Un vânt al schimbării. Hai să îți conturăm un portret, da? Cei de acasă să te cunoască și n-aș vrea să adaug eu cuvinte, să spun că ai terminat UPG, un master în București, vreau să te descrii tu. Ai 60 de secunde la dispoziție și te rog, da, folosește-le cu cap. Lumea e foarte interesată de studii și asta e un lucru bun. Eu am terminat UPG, informatică economică, 3 ani aici la noi în Ploiești. După am vrut să merg și în București să văd cum se predă și cum se studiază acolo. Am mers la Universitatea din București, în cele mai bune din România și am studiat economie comportamentală în limba engleză. Asta e partea formală cu studii, dar eu am fost foarte implicat și poate asta e un lucru mai definitoriu pentru mine. Am fost foarte implicat în voluntariat, am făcut voluntariat predând dezbateri academice tinerilor din România și un pic și chiar din Republica Moldova și acolo am văzut exact ce probleme au tinerii și ce am putea să facem să le ajutăm. Și experiența asta civică și combinată cu experiența politică, fiindcă acum sunt membru în USR și acum candidat și chiar ales din partea USR, cumva asta e experiența pe care eu am acumulat-o ca tânăr consilier local. Am venit împreună către sediul Observatorului Prahovean și pe drum mai lași pe mine cu taxiul. Am zis să nu merg cu 30-ul sau cu 1D-ul pentru că mă expun mult mai mult COVID-ului. Și îți mulțumesc tare mult că m-ai luat de pe drum, da? Însă noi am purtat o conversație acolo cu un taximetrist. Iar eu taximetristului i-am adresat o întrebare. Poți să-mi spui tu care e întrebarea respectivă? Erai curios de cât de bine plătit sau nu este un consilier local. Care ar fi indemnizația unui consilier local? N-aș vrea să dăm răspunsul, da? Însă este o întrebare pe care o lansăm către voi cei care ne urmăriți pe Facebook. Care credeți voi că este salariul? Cât câștigă un consilier local? Uitați-vă către invitatul meu de astăzi și fără nicio chestiune legată de corupție, fără nicio idee legată de bani aduși de acasă. Care e salariul unui consilier local? Cu cât plătește statul român un consilier local? Da. Acum ar fi normal să povestim despre sumele pe care le-a vehiculat taximetristul. Da, am putea să... și alți oameni, că am mai discutat oricum și cu alți oameni și... Tu în telefon n-ai vrut să-mi recunoști din prima. Ai zis că, domne, nimic. După care mi-ai spus că nu e vorba de un salariu. După care taximetristul mi-a spus că oricum mai mult decât un polițist comunitar. Da. Și au fost acolo vreo 6-7 mii de lei. Mihai, salariul tău e de 6-7 mii de lei în calitate de consilier? Vreau să fac un mic disclaimer. Deocamdată n-am intrat în funcție consiliul local. Noul consiliu local o să fie convocat pe la finalul săptămânii, probabil. Dar conform legii, suma aproximativă pe care primește un consilier local lunar, dacă chiar participă la ședințe și așa mai departe, este aproximativ 1200 de lei, să spunem așa, rotunjit. 1200 de lei net lunar. Dacă participă la ședință, dacă lipsește toată luna, am impresia că nu primește absolut nimic. Deci suma maximă pe care o poate lua un consilier local este 10% din salariul primarului. În funcție. În anumite primării, unde sunt orașe mai mari, primesc primarii o sumă mai mare de bani, la comune un pic mai puțin. Dar 10% maxim. Deci dacă, să spunem, primarul ar primi 12.000 de lei, salariul, venitul maxim pe care poate primi un consilier local e 1.200 de lei. Dacă primește 7.000 de lei, 700 de lei poate să primească consilierul local. Nu mai mult, conform legii. 1.200 de lei? Da, da. Probabil în București există poate un venit un pic mai mare. Stai, e foarte simplu. 1200 este o sumă care bate către maxim, salariul minim pe economie. Da. E o glumă?
Nu. Asta e venitul pe care îl primesc toți consilierii. Nu, e clar. E o glumă. Serios, deci un consilier local atât câștigă? Probabil dacă am întrebat lumea, nicio persoană n-ar crede așa ceva, dar da. Păi mie mi-e foarte... Fă-mă și pe mine, te rog, în podcastul ăsta să înțeleg de ce atât de puțin bani. Păi, sunt mai multe explicații. Una dintre explicații e că sunt foarte, foarte mulți consilieri locali în România. Sunt, cred că, aproape 40.000 de consilieri locali și județeni în România. Gândește-te dacă ai mări semnificativ suma. Să spunem că ai face o 1.000 de euro, Doamne ferește, ținând cont de cât de puțin bani are România în momentul de față. Gândește-te să faci un venit dintre asta de 4 ori mai mare pentru 40.000 de oameni. Suma ar fi foarte mare. Dar da, este un venit așa, mai degrabă simbolic decât o sursă de venit din care cineva poate să trăiască și de aceea cei care sunt consilieri locali, cei mai mulți ar trebui, nu știu dacă o fac, ar trebui să lucreze alt job full-time. Adică asta nu e o meserie, ca să spun așa, în care tu devii consilier local și ocupația ta e să fii consilier local, punct. Care e diferența dintre un primar și un consilier local? Păi, adică formal e că primarul este parte din executiv și este angajat full-time în serviciul cetățenilor și ar trebui să fie tot timpul pe la primărie și să-și facă treaba. Că nu se întâmplă asta în practică, cred că asta e un alt subiect. Pe când consilierul local face parte din legislativ, ca să spun așa, și trebuie să vină doar la câteva ședințe lunare. Există o minimă ședință pe lună, pot să existe și mai multe în funcție de necesitate. Și există și niște comisii acolo, dar da, participă doar de câteva ori pe lună la activitatea care se întâmplă în Consiliul Local, pe când primarul ar trebui să fie de luni până vineri cel puțin. Alături de primar, voi nu votați? Nu ridicați mâna din când în când? Nu de soarta orașului? Există, tocmai în funcție de... Părerile voastre nu se iau în considerare mai multe contracte de milioane sau zeci de milioane de euro? Poate contracte un pic mai rar, dar ceea ce e clar e că bugetul unei comune sau unui oraș e stabilit conform legii de către Consiliul Local. Adică Așadar, tu ești unul dintre oamenii care are grijă de acest buget local. Da, care în ultima perioadă se ajunge la 100 de milioane de euro, hai să spunem așa, o cifră estimativă, în funcție de dacă luăm sau nu fonduri europene. Și că există o piramidă a nevoilor. Da. Da? Poate, nu știu, poate mai am eu de învățat foarte multe lucruri. Cu siguranță am foarte multe lucruri de învățat, însă știu că la bază sunt niște nevoi. Știi? Să ai siguranță, să mănânci, să dormi. 1200 de lei pentru un buget de sute de milioane de euro? Nu ți se pare că ți se face foame prea repede? Nu ți se pare că ai putea să influențezi? Și e fără niciun pic de ironie. Mi se pare greu să poți să faci ceva, să decizi soarta unui oraș și practic decizia ta să fie una obiectivă sau orientată clar către societate în condițiile în care ție, poate ți-e foame. Aici trebuie să fie făcută cumva o separare clară. Deci există oameni care sunt consilieri local, punct, și n-au altă sursă de venit și n-au niciun plan să facă altceva și atunci mi se pare că tu ai dreptate în acest scenariu. Dar într-un scenariu mai bun, spun eu, care ar trebui să se întâmple la noi, că consilierii locali ar trebui să aibă o altă ocupație full-time, ca să spun așa, și consiliul local să fie doar partea de voluntariat pe care ei o fac pentru cetățeni. Și atunci, practic, tu nu ești influențat de suma asta, care e simbolică, nu e o sumă din care tu să poți trăi. E o mizerie. Da. Deci nu e vorba despre asta. Deci e o sumă simbolică pe care cineva o primește ca să facă voluntariat în viața cetății. Politică, în deci face voluntariat pentru sute de milioane de euro. Face voluntariat și prin această activitate tu decizi și un buget care poate să fie mai mare sau mai mic. Dar sunt, da, sunt oameni care lucrează alte lucruri și au venituri de 10 ori mai mari decât vin în ziua asta. Alții care nu au posibilitatea asta. Dar din păcate și aici cred că trebuie să fim conștienți, în România și cei care au venituri foarte mari din legislativ totuși sunt la fel de influențabili în acte de corupție. Și vreau să dau un exemplu. Parlamentul, da? Așa. Parlamentarii primesc peste 2000 de euro lunar, plus că au angajat și așa mai departe. Mm-hmm. Ar spune cineva că parlamentarii sunt cumva mai onești sau mai corecți sau mai puțini influențabili de acte de corupție doar fiindcă au venituri mai mari? Nu. Dacă ai întrebat pe cineva cine e mai onest, un parlamentar sau un consilier local, cel mai rău caz cred că lumea ar spune că sunt la fel de onești sau neonești. Îmi place contraargumentul tău. E foarte util, însă eu mă refer strict la sumele mult prea mici.
Și la faptul că eu nu-l văd pe consilier ca fiind un om implicat din când în când, o dată de două ori pe lună, în actul conducerii societății locale, ci îl văd ca fiind un om ce zi de zi chiar ia orașul așa la picior și vede ce se întâmplă, vede dacă oamenii sunt bine, dacă străzile sunt asfaltate, dacă vreun cetățean nu este mulțumit. Dacă tu fii o dată pe lună acolo doar ca să ridici mâna, din punctul meu de vedere, ți-am spus, poate greșesc, este aproape degeaba. Adică e ca și cum doar simulăm actul conducerii și atât. Păi, tu ai dreptate, asta e scenariul ideal în care, de fapt, consilierii locali mișină prin, să primă prin oraș, adică da. Și vorbesc cu oamenii, găsesc probleme și după soluții. Pentru că am văzut că de obicei există această plimbare, dar doar înainte în campanie, nu? Da. Da. Și un lucru interesant pe care l-am aflat în această campanie, asta e prima mea campanie, evident că nici n-aveam dreptul să candidez înainte. Eu am vorbit cu oamenii și am avut și eu o întrebare mai de fiecare dată. Puteți să-mi numiți un singur consilier local și îți spun că am vorbit, hai să spunem, 1000 de oameni am vorbit. Poate am vorbit mai multe persoane în lunile astea dinainte de campanie. Nici o persoană n-a putut să-mi numească un consilier local. Decât poate viceprimarul care era cunoscut. Mihai Tonsciuc. Țineți minte numele ăsta. Mihai Tonsciuc. De aici încolo acest exercițiu va fi foarte ușor de rezolvat. Avem pe cine să numim. Mihai Tonsciuc. Gata. Am terminat cu povestea asta. Cu ocazia asta și ăsta e cumva pariul pe care noi îl avem cu cetățenii. Că după 4 ani lumea va ști cine suntem și ce am făcut și ce, sigur, n-am reușit să facem din vina noastră sau din vina condițiilor politice care sunt, dar asta e un lucru pe care noi vrem neapărat să schimbăm, ca lumea să cunoască cine sunt consilierii locali. Acum nicio persoană și poate vrei să testezi și tu după să întrebi cine sunt consilierii locali din Plești, îți spun că cei mai mulți oameni nu o să numească nicio persoană, fiindcă oamenii ăștia n-au nicio activitate. Deci, apropo de venituri sau cum ar trebui să fie veniturile consilierii locali, păi nu pot să fie nici de cum mărite, fiindcă consilierii locali în momentul de față nu merită nici măcar suma asta, fiindcă nu sunt prezenți. Am fost la ședințe de Consiliu Local, ridică mâna, nici nu-și dau cu părerea despre un subiect, adică să vorbesc niște teme destul de importante sunt dezbătute acolo și oamenii aceștia pare că nu au o personalitate, pare că sunt niște oameni care doar ridică mâna, exact cum ai spus tu, și cum oamenii ăștia trebuie să merită ceva mai mult. Eu nu știu dacă e neapărat bine că tu îmi dai mie dreptate în interviul ăsta, ca să nu creadă lumea că ne-am vorbit înainte, nu ne-am vorbit, ci eu chiar vreau să știu dacă voi puteți să fiți penalizați, adică în momentul în care voi nu vă implicați, ca și cum pe fișa ta de pontaj, dacă ești un angajat la 8 ore de program, dacă 2 ore ai stat la fereastră și ai fumat, ok, minus 2 ore sau minus 1 oră și jumătate, că hai te înțelegem. Răspunsul la fel să fie și la voi. Dacă vedem pasivitate, dacă voi sunteți blege acolo și nu vă faceți treaba, ok, păi domnul Mihai Tonsciuc, de bună voie neslii de nimeni, luna asta n-a fost. Ne pare rău. Da, deci legal, singurul lucru care se poate face e că dacă cineva nu participă, să nu-și primească indemnizația. Adică deci dacă o persoană, adică mă nemulțumește asta, dacă cineva merge acolo și stă ca un cartof, din păcate, el sau ea este prezent acolo și nu poate să fie penalizat conform legii la indemnizație, dar penalizarea cu adevărat semnificativă e când cetățenii văd că cineva, un politician sau un partid politic nu face nimica și peste 4 ani atunci vine cu adevărat pedeapsa, care înseamnă că nu te mai votăm fiindcă n-ai făcut nimica, pleacă acasă. Asta e pedeapsa și care îi doare de fapt pe politicieni și care trebuie să fie într-o democrație. Când cineva nu face ce trebuie, nu mai e niciodată ales. Sau ce, reales. Ce ne facem dacă mintea ta nu este încă foarte coaptă, nu ești pregătit și cei care sunt deja la putere te vor învăța să fii ca ei, nu ca tine? Sau hai să te întreb altfel. Ce ne facem dacă cineva pe drumul tău în politică îți va tăia aripile ca să te potolești? Cred că am demonstrat 4 ani de zile, eu și colegii mei, că de fapt nu prea suntem ușor de potolit și deseori anumiți adversari ne-au numit scandalagii tocmai din motivul ăsta. Că e acest renume pe care ni-l-am făcut, că nu te poți înțelege la mânării, ca să spun așa. Deci au existat în București, unde am avut niște consilieri generale, dar și în Parlament, diverse încercări, mai subtile sau nu, tocmai de a ne reduce la tăcere și a ne oferi niște ciolane, ca să spun așa, aruncate acolo, dar oamenii care sunt în echipa aceasta nu acceptă genul acesta de acte de corupție, mai mult sau mai puțin. Bine, ar fi chiar culmea să spui că accepți așa ceva, mai ales că suntem
în direct și e un spațiu public, toți spuneți cumva cam aceleași lucruri, doar că dialogul sau comunicarea diferă. Unii sunteți mai direcți, alții încercați să dați vina pe alte partide și atunci e doar o altă modalitate de comunicare. Eu de unde îmi dau seama, Mihai, că tu nu minți? Păi, poți de unde știu eu că tu de fapt și de drept nu ești la fel ca toți ceilalți? Și să știi că asta e preconcepția cu care noi ne-am lovit cel mai tare în campania aceasta, un replica, toți sunt la fel. Și este un lucru care e dovedibil că nu e adevărat. Și să-ți dau un exemplu apropo de corupție și toți fură sau nu fură. Există niște organisme care se luptă tocmai cu corupția. Da? Există Direcția Națională Anticorupție sau există parchetele în general. Aceste organisme, practic, au băgat în pușcărie, ca să spunem pe șlau, niște oameni de la niște partide. De la noi din organizație, n-a existat vreodată vreo persoană care să sufere de acte de corupție, să fie acuzate și dovedite în sensul acesta. Deci nicio persoană. Asta nu este singurul partid de genul acesta? Singurul partid, adică singurul partid parlamentar, adică relevant, știi? Adică, sigur, există sute de partide, dai seama, dacă sunt trei oameni într-un subsol, probabil nici aceia nu suferă de acte de corupție, dar partide care să ajungă în Parlament și care să aibă un cuvânt de spus în activitatea cetății și a țării, noi suntem singurii care nu avem condamnați penal, din punctul de vedere dovedibil. Trăim vremuri destul de incerte și nu mă refer doar la pandemie, ci mă refer la ce vedem în stânga și în dreapta, nu pentru că avem noi tendința să le fie rău și celorlalți sau să ne fie și nouă bine, ci vedem că unii și-au luat un merțan și noi ne chinuim cu un duster. Nu știu, dau un exemplu. De ce ai intrat tu în lumea asta a politicului? Păi, o mică povestioară, îți spuneam mai devreme că am făcut foarte mult voluntariat, că am lucrat cu tinerii. Mm-hmm. Adică mergeam în licee și în universități și le vorbeam tinerilor despre public speaking și dezbaterea academică. Cine te punea să faci asta? Eu mă puneam însă. Deci eu, la rândul meu, am fost un beneficiar al unor astfel de cursuri. Da, au venit alți studenți și tineri care mi-au predat mie voluntar, fără să-i plătesc cu absolut nimica. Și a făcut treaba asta timp de ani de zile și m-au învățat foarte multe lucruri. Și eu, la rândul meu, am vrut să dau mai departe ce am învățat și am mers în licee și universități. Și un lucru pe care l-am observat, pe lângă că în România chiar sunt o grămadă de tineri foarte faini și deștepți, e că cei mai mulți dintre ei și mai ales cei mai buni alegeau să plece. Și nu plecau, terminau liceul la Mihai Viteazul și plecau în București. Există și cazuri dintre astea. Mai trist din punctul meu de vedere, plecau direct în Marea Britanie. Adică foarte mulți oameni, tineri, faini, deștepți, implicați, alegeau să-și continue viitorul și să profeseze nu în România, ci în alte țări. Și mi-am dat seama atunci că trebuie făcute schimbări nu doar de jos în sus, voluntariat la firul ierbii, ci trebuie ceva schimbat și de sus, să dai oamenilor încredere. Și mi-am dat seama că dacă lumea e complet dezamăgită de politicieni și cred, tocmai sintagma asta, toți sunt la fel, înseamnă că nimeni nu își face un viitor aici, fiindcă nu ai nicio speranță că ziua de mâine va fi mai bună decât ziua de azi. Așa că am ales singurul partid care îți spuneam că nu suferă de acte de corupție, care vrea să facă o reformă reală. M-am implicat voluntar în decembrie 2017 deja, deci câțiva ani de zile. Și până acum am devenit chiar consilier local, se pare. Ce a trebuit să faci? Multă, multă implicare, mult voluntariat. O preconcepție pe care oamenii și parțial îndreptățită credeau că cei care ajung să aibă funcții, consilier local, județean, parlamentar, trebuie să vină cu bani, să cumpere, să fie fiul de baron local și așa mai departe. Cred că eu sunt dovada cea mai clară că poți să reușești, disclaimer, doar în USR poți să certific asta, doar dacă te implici, adică dacă ești implicat. Ce înseamnă asta? Vorbești cu oamenii, îi convingi de bunele noastre intenții, lucrezi la politicile publice pe care vrem să le avem pentru orașul, județul și țara noastră, adică implicare și internă și externă în viața cetății și astfel reușești cumva să te faci remarcat și oamenii să spună, da, cred că tu o să fii un bun consilier local, județean, europarlamentar, ce vrei tu. Mihai, trei obiective principale, trei dintre planurile tale, împreună probabil cu partenerii pe care i-ai și în Consiliu și nu numai, pentru Ploiești. Da, deci trei lucruri generale care nu au neapărat a face cu pandemia, fiindcă acolo sunt alte politici. Care au legătură cu Ploiești. Da, deci unul, eu țin foarte mult la transportul public, deci asta e un lucru pe care trebuie să-l rezolvăm rapid. Ce înseamnă asta? Renoirea parcului auto, autobuze, tramvaie, troleibuze noi. Asta trebuie neapărat făcut, deci din punctul ăsta de vedere transportul public pentru mine e o prioritate. Ce nu-ți place totuși la transportul public? Păi, rapoartele chiar a TCE Ploiești, practic ne spun că
un grad extraordinar de mare de autobuz, de tramvai și așa, și-au depășit gradul de funcționare foarte mulți ani. Adică sunt vechi, nu au aer condiționat, nu au încălzire. Și există altele? Există fonduri europene, tocmai ca să ai niște tramvai, autobuze și așa mai departe, care să fie ori electrice, ori hibrid. Da? Avem și autobuze care arată bine. Lumea e un pic demotivită, cei care lucrează acolo, sunt câteva. Eu plătesc cu telefonul, să știi. Știu. Și cel puțin pe 30, da. Eu fiind un posesor de autobuz, ca să zic așa, cu ce vii? Și cu autobuzul, da. Fără probleme. Cu mețan la autobuz, da. Așa. Am văzut și partea bună a lucrurilor, dar înțeleg, sunt multe lucruri de schimbat. Eu am văzut și schimbări la nivel de transport public, mai puțin site-ul. Știi că, deși compania este TC Ploiești, da. Site-ul este reatph.ro acum 10 ani, și mă scuzați, dar arată deplorabil. Numai că nu este mobile responsive sau alte nebunii, nu e compatibil cu varianta mobil. Responsive. Bine, practic, cred că ar trebui să vorbești și cu primăria Ploiești mai departe, chiar cu, da. Cu domn primar, da. Și spui să modifice tot site-ul. Ploiești.ro, cred că da, se da, Ploiești.ro, că iar fel arată ca în 1995, toamna, ce atunci când ploieștenii au descoperit internetul și calculatorul, au făcut și un website și acela pare că a rămas același de ani de zile. Adică cred da. Că și în exterior ar trebui să conteze imaginea asta și când zic exterior vine unul din Timișoara să zică, bă, dar chiar așa, unde sunteți, în ce an trăiți? Bun. Altul. Deci transportul public, numărul 2. Salubritatea. Deci asta a fost cumva și sloganul de campanie Curățăm Ploiești. Și are sens, fiindcă cei mai mulți oameni cu care am vorbit au spus că nemulțumirea numărul 1 pe care o au față de Ploiești este că este mizerabil în sensul literalmente al cuvântului. Cine face mizeria? Îți spun cine nu face curățenia. Fiindcă mizerie se face, fiindcă lumea... Na, tu îți duci plasa de gunoi, o duci la ghina de gunoi, și acolo rămâne nu câteva zile, ci câteva săptămâni. Da? Deci nu se colectează gunoiul. Nu mai spun că nu se colectează selectiv. Nu știu dacă ai văzut gluma aceea cu noile zone de depozitare a deșeurilor separate de la Consiliul Județean. Deci, există acest proiect care a fost implementat fix înainte de alegeri. Da, deci cu vreo săptămână, două înainte alegerilor au fost niște locuri de depozitare a deșeurilor cu separație, doar că prin interior nu există nicio separație, știi? Adică... Serios, există asta? Da, deci ai văzut dreptunghiurile alea în care se probabil că a fost eroare, probabil că au uitat să pună... Deci toate locurile acelea de depozitare noi ale gunoiului selectiv, de fapt nu există nicio selecție, doar în exterior ți se pare că pui într-o altă cuvă. Păi uite, asta e o chestie de notat și de rezolvat. Adică e bine că avem o inițiativă, doar că n-a fost dusă până la sfârșit. Bine, mai e și altă problemă, că mașinile care colectează gunoiul în Ploiești le aruncă pe toate la un loc. Știi? Deci cu salubritatea e o problemă foarte gravă în Ploiești, nu se colectează, nu există colectare selectivă și nici mașinile nu colectează selectiv nici ele la rândul lor. Deci cumva multe probleme aici. Ești și foarte supărat pe salubritate. De departe. Sunt de obicei dezamăgit, neapărat supărat, de fiecare om care găsește motive să arunce gunoiul acolo unde nu trebuie. Nu. Și exemplul cel mai simplu este să arunci gunoiul lângă un coș de gunoi invizibil doar ca să-i arăți ăluia că, bă, ăsta e protestul meu. Ce părere ai de asta? Asta e o scuză pe care au folosit-o deseori politicienii și, din păcate, cred că noi am fost iarăși singurii care am spus că, de fapt, problema cea mai mare stă la cei care sunt plătiți să colecteze gunoiul. Deci dacă tu nu ai un coș de gunoi, da? E doar capacul acela verde și restul gunoiului unde ar trebui să fie colectat nu există, normal că lumea nu are unde să arunce gunoiul în locul adecvat. Și există și aici și o teorie, broken window theory, apropo de științe comportamentale, în care, de fapt, dacă tu lași să se adune mizeria, lumea are tendința naturală să fie un pic mai nepăsătoare, să arunce un pic mai la întâmplare gunoiul. Și adică sunt niște studii pe tema asta și dovadă că Ploieștiul devine din ce în ce mai murdar. Adică noi putem să fim creatorii unui nou coș de gunoi care nu e legal, prin simplu fapt că aruncăm un gunoi și mai vine încă unul și aruncă tot acolo și se face un morman de gunoi. Asta da, sper, psihologic da? Lumea deci, practic, dacă avem... o convenție că acolo e locul în care aruncă gunoi. Oare pe aceeași idee pot funcționa și oamenii? Și aș vrea să merg mai departe de atât. Dacă avem doi corupți undeva și vine încă un om, indiferent de cum e el, dacă vine lângă cei doi corupți, devine și el corupt pentru că așa e gunoiul? Dacă există un sistem creat astfel încât să poți face asta lejer și să nu fii prins, fiindcă asta are a face foarte mult cu sistemul penal, ca să spun așa. Nu contează neapărat cât de dure sunt pedepsele, sigur, și asta influențează, dar dacă sunt sau nu aplicate pedepsele. Deci dacă fiecare persoană care încalcă legea ar fi pedepsită, atunci
Asta cumva descurajează lumea să facă acte dintre astea infracționale. Dacă sistemul îți permite să faci ceva și să nu fii prins, atunci cumva se creează un sistem, da, o atmosferă în care lumea de fapt are tendința să facă asta. Sigur, nu toți, există și niște oameni care cumva merg împotriva vântului din punctul ăsta de vedere, fără vreo aluzie la unul de afaceri, și care nu fac asta, dar contează foarte mult sistemul de legi și de valori pe care îl creezi într-o comunitate și într-o țară. Doar ca un comentariu, așa mi se pare că e 1200 de lei este o invitație la corupție, dar n-are legătură cu ceea ce faci tu. Păi, dacă îți dă doar 1200 de lei pe lună, ce fac cu ei? N-am ce să fac. Trei. Da, al treilea lucru pe care neapărat vreau eu în mod specific, dar și colegii mei să-l facem, e despre activitățile sportive pe care nu le avem în Ploiești. Deci foarte mulți oameni, apropo de cum se raportează la tineri, se plâng de tineri că tinerii nu fac sport. Stau doar pe calculator, pe telefon și așa mai departe. Doar că dacă îi întreb pe oameni, ok, unde să facă tinerii sport, după își dau seama că bazele sportive pe care le avem, adică locurile de fotbal, de basket și așa mai departe, sunt aceleași ca acum 30 de ani, doar că mult mai degradate, fiindcă n-am existat niciun fel de investiție. Și acolo există niște fonduri europene, tocmai să reînnoiești bazele astea sportive, adică să nu mai joci fotbal pe un teren de beton dintr-o la distrus, mâncat de timp, și atunci lumea chiar să aibă posibilitatea să facă sport. Și asta are foarte mult a face și cu sănătatea, că acum subiectul foarte important e, sigur, sistemul de sănătate, dar o chestie care poate să prevină cumva apariția bolilor și, în general, să mențină lumea mai sănătoasă, tocmai să facă sport. Știi, asta e o activitate pe care ploieștenii acum nu au, nu pot să acceseze bazele sportive, fiindcă sunt deplorabile. Și asta se poate schimba rapid și care să fie sustenabil pe termen lung. Se poate, adică schimb tu? Schimb eu prin proiectele pe care noi le depunem în Consiliul Local și prin atragerea de fonduri europene, care are mai mult a face un pic cu primăria decât cu Consiliul Local. Dar o să fie o colaborare, sper eu. Am simțit că faci un soi de promisiune. Am discutat cu tine înainte de a începe acest podcast și mi-ai spus că din banii tăi personali, pentru că oricum costă mai mult investiția, ți-ai achiziționat o cameră, da, o lavalieră, da, un trepied. Exact. Pentru ce? Deci, ce nu s-a întâmplat până acum și aș vrea să schimb eu și echipa noastră, e să comunicăm direct cu oamenii. Adică să arătăm ce se întâmplă. Cum facem acum, da? Deci exact, cum se întâmplă în momentul ăsta? Da. Vrei să-ți deschizi un daily vlog? Vrei să-ți deschizi vlogul tău? Ce vrei să faci? Nu vreau să-mi asum că voi face zilnic videoclipuri, dar cert că în fiecare săptămână ar trebui ca echipa de consiliere, a noastră cel puțin, să facă un videoclip și sigur... Până deci toată echipa de consiliere a dat un ban pentru camera aia? Nu. Deci asta a fost un proiect pe care eu vreau să-l fac, fiindcă știi cum e, tinerii sunt cei care aduc cel mai rapid schimbarea, ceilalți, mai ales din echipa USR, o să merg cumva în direcția aceasta. Și ei sunt dispuși și vor să se implice în proiectul acesta. Noi vrem să aducem transparență în primărie și în Consiliul Local. Să le arătăm oamenilor ce se vorbește în Consiliul Local. Să arătăm cum arată lucrurile. Păi de ce nu merg oamenii direct acolo? Au acest drept să fie prezenți cumva. Da și nu. Și aici e o chestie care neapărat eu aș vrea să schimb. Aici va fi un pic mai mult de lucru. Ora la care sunt ședințele de Consiliul Local e de obicei pe la buricul zilei, ca să spun așa. E pe la ora 1, 2, după amiaza. Și atunci lumea lucrează sau e la studii și așa mai departe și nu poți să accesezi ședințele de Consiliu Local. Ce ar fi preferabil pentru un sistem în care lumea chiar să participe la viața cetății? Să fie după amiaza, spre seară. Când lumea iese de la serviciu, să spunem ora 6-7 după amiaza, spre seară, și atunci lumea să participe. Și să fie o sală semnificativ mai mare în care lumea chiar să se simte ca într-un fel de town hall meeting, știi, în care de fapt... Bine, acum e și cu mască. Da. Și presupun că e mult mai simplu să alocăm niște bani din buget și să cumpărăm 2-3 camere și un om care schimbă cadrul din când în când și toate ideile principale să fie văzute. Dacă le ia pe vreunul somn în vreo ședință sau se pare că stă mai mult pe altceva, să aduce transparență și poți să faci chestia asta? Nu pot să fiu cu trei camere acolo și să mă ocup asta. E o chestie legală, nu? Adică deci poți să vii și să filmezi. Al doilea lucru despre care vreau să spun. Deci în afară de ședințele să fie mai spre seară, să participe lumea, trebuie să existe și participare de la distanță, ca să spun așa. Adică să existe tocmai acest echipament de care vorbeai și tu și în care lumea poate cumva să urmărească direct și chiar să audă ce spun oamenii. Nu ți-e teamă că o să deranjezi foarte mulți oameni? Păi de asta ne-am și implicat în politică, adică cumva... Nu, este întreb altfel. Nu ți este teamă că toată această implicare a ta ar putea la un moment dat să-ți aducă... niște consecințe în carieră și... sau...
Da, să nu mai prinzi niciun loc călduț la stat, să nu mai prinzi nimic, pentru că deranjezi mai mult decât trebuie. Cert, deci certul să extinzi niște piedici care o să fie, fiindcă, iarăși, apropo de tineri și de clasă politică nouă, lucrurile vor fi neapărat făcute diferit. Asta e cert pentru toată lumea și sunt sigur că unii din establishment, ca să spun așa, cei care sunt până acum în funcții, sunt cumva teamă de această schimbare pe care noi vrem să aducem și sigur o să extinzi niște piedici, doar că ceea ce se întâmplă diferit la generația mea și nu se întâmpla în trecut, noi avem mult mai multe oportunități. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu și colegii mei putem să lucrăm pentru companii care sunt în străinătate, la distanță, de exemplu, putem să mergem foarte rapid să lucrăm în București, adică avem mult mai multe oportunități de carieră, astfel încât noi să nu fim dependenți de clica pe care sistemul a creat-o până acum. Încă e o clica în care ești angajat la instituția de stat doar dacă cunoști pe cineva, și bine, care ai lăsat și tot. Da, exact. Deci asta e o oportunitate pe care tinerii pot să o aibă, tocmai ca să nu fie pasibil de intimidări și actele de corupție la care, din păcate, generațiile mai în vârstă. Suntem pe final de podcast. Mie îmi place foarte mult acest interviu și îmi place să chinui cu ghilimele de rigoare tinerii care arată că pot face ceva. Zi-mi așa, ai un mentor? Mentor în politică? O persoană care îți așează cumva gândurile, care te îndrumă atunci când tu, în loc să mergi pe stradă, mergi pe arătură? Te referi în politică sau în viața personală? Viața reală. Pe mine mă interesează Mihai, că e foarte greu să faci acum diferența, știi, viața personală versus business. Sunt mai multe persoane, nu pot să spun că am un mentor, dar sunt mai multe deci persoane. Deci n-ai un mentor. Ai mai mulți oameni, am mai mulți de care oameni din care cumva mă inspir din activitatea lor și care cumva îi apreciez foarte mult și de cer sfatul deseori când am nevoie. Și o parte dintre ei sunt chiar în organizație. Nu? Ultima carte citită? Ultima carte citită... A fost o carte despre istoria războiului din Rusia pe care l-au avut ei în Afganistan. O carte de Svetlana Alexievici, scuze, nu sunt foarte bună la pronunța numele bieloruse, dar practic era o carte despre cum cei care s-au dus în războiul URSS versus Afganistan cumva au suferit foarte mult acolo. Foarte, foarte emoțională carte, chiar dacă nu e neapărat așa plină cu date științifice. Vorbește foarte mult despre consecințele războiului. Părerea ta despre pandemie? S-ar putea să ne doară foarte tare după iarna aceasta. Adică ce a fost răul care a fost până acum, s-ar putea să fie doar un mic început pentru ceea ce urmează să fie iarna aceasta și dacă nu respectăm regulile și autoritățile chiar nu au un plan serios, s-ar putea să existe, din păcate, foarte multe victime și foarte multe consecințe, nu doar umane, ci și economice. Și un mesaj pentru cei care ne-au urmărit și pentru cei care te vor vedea, sper, de acum încolo și pe străzile din Ploiești. Chiar mi-aș dori să te implici și să te știe lumea, nu ca să te tragă la răspundere, ci ca să te influențeze pozitiv, să spună ce anume nu e bine, unde sunt cele mai mari dureri, nu că nu le-ai ști, dar să faci cumva o punte de legătură între cetățean și consilier. Exact. Deci știu că există vorba aceasta cu toți sunt la fel. Și pariul meu cu dumneavoastră e tocmai acesta, să demonstrez în acești 4 ani că nu suntem toți la fel. Singura mea rugăminte către dumneavoastră e să ne dați oportunitatea să discutați cu noi și să vedeți exact ce vrem să facem și să fiți dispuși să colaborați cu noi tocmai ca să schimbăm viața cetății. Deci dacă dumneavoastră intrați în legătură cu noi și noi conducrăm, vom avea oportunitatea să demonstrăm că nu toți sunt la fel și chiar se face politică, se poate face politică onestă, care literalmente n-a existat până acum 30 de ani de democrație. Mihai, îți mulțumim tare mult pentru prezența în podcast. Noi o să memorăm toată această informație și așteptăm inclusiv vlogul tău sau conținutul video și cumva toată prezența ta în podcast e un soi de neapărat susținerea unui partid, de fapt în niciun caz susținerea unui partid, ci susținerea unui tânăr, tu în cazul de față, 23 de ani. Am pus ceva presiune pe tine și îți mulțumesc tare mult că ai răspuns la întrebări. Ține-te de treabă, fă lucrurile în orașul ăsta să fie un pic mai aproape de realitate, ca să plece mai puțin tineri, că să nu plece nimeni e foarte greu. Dacă v-a plăcut emisiunea și o vedeți acum sau ceva mai târziu, nu uitați să-i dați share, ajută extrem, extrem de mult.
comentați, dați mai departe, vorbiți cu prietenii voștri pe WhatsApp sau în viața reală și faceți din acest podcast să fie o informație, un conținut relevant pentru comunitate. John, să ne auzim luna viitoare de la 13 la Observatorul Prahovean. O zi faină!